Deputatul liberal Ion Cupă consideră că în actualul context economic, atât local cât și național, sprijinul statului este așteptat, mai ales în ceea ce privește susținerea facilității accesului IMM-urilor la creditare. Prin acest program, IMM-urile pot evolua, astfel încât să valorifice mai bine oportunitățile de dezvoltare. De asemenea, în condițiile unei rate a șomajului îngrijorătoare, prin acest act normativ se intenționează reîntâmpinarea desfințării de locuri de muncă, ce ar putea afecta veniturile populației cu consecințe Direct asupra nivelului de trai, a precizat Ion Cupă. Actul normativ adoptat în plenul Camerei Deputaților este o măsură liberală ce vine în sprijinul întreprinzătorilor, atât la nivel local, cât și la nivel național, efectul înregistrat poate fi deosebit de important, exprimat printr-o contribuție cât mai semnificativă la creșterea produsului intern brut și a consumului, precum și la creșterea numărului de locuri de muncă, și implicit la reducerea șomajului cu efecte benefice asupra întregii economii. Reies dintr-un comunicat de presă remis de Cabinetul Parlamentar al deputatului Ion Cupă. Potrivit legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului privind programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, linia de credit cu garanție de la stat se acordă pe o perioadă de maximum 24 de luni. Perioada și modalitățile de rambursare a creditelor este stabilită de instituția de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia. Valoarea maximă a unei linii de credit care poate fi acordată unui IMM este de 5 milioane de lei și se poate prelungi cu maximum 12 luni.